Povestea aceasta a început pe un munte de aur. E povestea unui miner pe nume Mihail Grita, ale cărui origini se pierd în istoria multimilenară a Roșiei Montane. Un destin pecetluit în nesfârșitele galerii aurifere și împlinit către posteritate printr-o îndrăzneață danie. Pornind de la o legendă a aurului, de la vorbintele ctitorilor și de la o biserică amenințată, am început să trasăm o cale a smereniei și credinței marcată de 7 biserici, de-a lungul și de-a latul apusenilor, o cale a crucii a neamului românesc prin încercările și ispitele istoriei veacului al XVIII-lea. Legenda spune că Mihail Grita a primit o bogăție imensă de la Vâlva Băi, figură mitică a subteranului apusenilor. Istoria consemnează numai puțin de 7 locașuri de culci de învățătură datorate minerului Grita, în sate rămase în urma uniației și decretelor imperiale, fără biserică ortodoxă și într-o perioadă în care credința și deci ființa neamului românesc în Ardeal se afla în mare cumpănă. Însăși, biserica ortodoxă din Roșia Montană, amenințată azi cu distrugerea pentru chiar amplasarea ei pe un munte de aur, se datorează generozității familiei Grita. Ne aflăm la Bucium Cerbu, un sat frumos ce aparține comunei Bucium într-o zi însorită de toamnă. Suntem în curtea bisericii pe care a construit-o Mihail Grita în anul 1832. Credincioșii din parohia Bucium Cerbu au început construcția unei biserici și care au înălțat-o până la ferestre. Din lipsă de bani, nu au putut ca să termine biserica. Și a intervenit Mihail Grita din Roșia Montană, un mare proprietar de mine, un om devotat neamului și credinței în Dumnezeu, și a continuat terminarea construcției bisericii în anul 1832. De remarcat este faptul că pe turnul bisericii a fost inițialele lui Mihail Grita și anul construcției, care a fost păstrat în continuare. Biserica păstrează sub turla bisericii la intrare o inscripție care atestă faptul că biserica a fost construită de către Mihail Grita. Thank you.
Cu certitudine cunoaștem 5 dintre bisericile construite de Mihăilă Grita și familia sa. La Roșia Montana, Bucium Cerbu, Mogoș Mămăligani, apoi la 100 de kilometri mai spre sud, pe Valea Gioagiului, în județul Hunedoara, bisericile de la Joseni și Germar. Ne aflăm în biserica cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, din localitatea Gelmar. În anii din urmă în care ne aflăm, prin grija și contribuția credincioșilor cu ajutorul Dumnezeu, am reușit restaurarea interioară a bisericii în întregime prin retencuirea pereților interiori, respectiv înfrumusețarea, în urmă cu un an, a interiorului cu pictura în tehnica frescă, așa cum o găsim astăzi. Vom vedea pe fațada laterală a turnului, pe copertă, pe acoperiș, inscripționat numele Mihail, care se mai regăsește și în celelalte biserici menționate, atestând încă o dată faptul că îl au ca și ctitor pe Mihail Grita. Despre bogăția familiei Grita, la vremea aceea una dintre cele mai înstărite din Roșia Montană, și despre eleganța rafinată a locuințelor unor proprietari de mine, stau mărturie însemnările călătorilor străini. Austriacul Krichel vizitează Apusenii între 1827 și 1829 și menționează casele frumoase construite într-un stil ales ale familiei Grita. Niciun principe nu s-a rușina să locuiască în aceste camere, scria el referindu-se la spațioasa casă Grita, monument istoric care dăinuie de 3 veacuri și la cărui ruinare suntem condamnați să asistăm. Și piatra, uitați, e de aici, din Roșia Montană. Asta e oxidată, e mineralizată. Sulfura de fier, cum îi spunem noi, pirita, s-a oxidat în timp. De aia arată așa, parcă e colorată. Adică e și colorată. Formidabil. Dar vă dați seama că ei au mai întreținut-o nimeni, au rămas așa în părăsire. Ușile se văd cât sunt de vechi, nu le mai folosit nimeni în țări.
avea ornamente în casă, teracote frumoase, argintării, pendule, era o tradiție roșie. Eu am mai prins multe lucruri din astea de la familiile bogate care s-au păstrat, dar care după 1948, după ce minele au fost naționalizate, oamenii au ajuns la sărăcie și au fost obligați să vândă multe lucruri pentru ca să supraviețuiască. George Grita, fiul lui Mihail Grita, se găsește menționat în documente nu doar pentru generoase dani către bisericile chititorite de înaintașii săi, ci ca fiind cel mai bogat român din regiune. Scrisori semnate de Avram Iancu și de părintele Simeon Balint îl atestă ca tribun în Roșia în vremea Revoluției de la 1848 și ca un principal finanțator al armatei lui Avram Iancu în Apuseni. Era un om instruit și pasionat colecționar de antichități romane. În zidul casei s-au aflat, până la mijlocul veacului trecut, două stele funerare romane, azi expuse la muzeu. Și chiar piatra sa de mormânt este capacul unui sarcofag antic. Probabil că George Grita a contribuit la finalizarea și a asistat la sfințirea Bisericii Sfintei Treimi din Cătunul Mămăligani, Comuna Mogoș. Aceasta este cea din urmă dintre cele 7 biserici ridicate de tatăl său, Mihail Grita, lucrările fiind încheiate abia în 1838, așadar la un an după trecerea la cele veșnice a fericitului ctitor. Sunt preotul acestei biserici, Savul Lucian, de 30 de ani păstoresc parohia aceasta. La venire în parohie am găsit și biserica aceasta într-o stare nu prea potrivită, însă am căutat să o punem în valoare și în toate aspectele, și ca și construcție, și ca și partea spirituală. Despre partea de istoria acestei biserici, ceea ce știm cu siguranță, a fost construită în jurul anului 1838 de un meșter de la Corna, care a condus lucrările, însă banii care au fost dați pentru biserică au fost dați de familia Grita din Roșia Montană, care a dat norocul peste ei și au descoperit o cantitate de aur apreciabile și a spus: dacă Dumnezeu ne-a dat acest dar, fă-mi și noi lui Dumnezeu un dar. Și astfel au donat bani și valori pentru 7 biserici, dintre care și biserica de Mămăligan. Este din piatră, toată, până sus la acoperiș, și această înălțime apreciabilă, sigur că a trebuit muncă serioasă. Se spune că, ca să ridice piatra la înălțime, au adunat tot timpul după biserică pământ și cum urca cu piatra, urca și cu pământul ca să poată urca construcția la înălțimea aceasta apreciabilă. Iar când au terminat, au început să descopere, să elibereze zidurile și i-a dat biserica în forma aceasta. Dumnezeu a ajutat de a ridica această biserică în acest sat care nu avea biserică până atunci. Este una de biserica din centru. Și fiind populația numeroasă și mici dispute între cei de aici și cei de jos, Dumnezeu a rânduit ca să aibă și biserica lor, de care sunt mândri și astăzi și participă la Sfintele Slujbe, prezență numeroasă. Datorită faptului că în 1934-36, cam așa ceva, s-au făcut cele reparații, tot ceea ce a fost din biserica veche nu s-a mai păstrat. Se păstrează însă în biserică crucea de la altar, crucea veche, care e datată câteva icoane vechi, cărți vechi, a fost cărți în biserică de la 1780, care sunt la ora actuală la muzeul de la Arhiepiscopul de Alba Iulia.
Însă în biserică avem și câteva icoane vechi, câteva cruci vechi, care sunt de valoare inestimabilă și care sunt deodată cu biserica. Vremurile, neglijența sau poate lipsa de pricepere au dus în timp la pierderea urmelor câtorva dintre aceste ctitorii. Biserici s-au demolat, arhive s-au mutat, turle au ars. Multe sate din zona Abrudului și Roșiei Montane revendică, prin tradiție orală, o biserică de-a lui Grita, cum ar revendica un blazon nobiliar al originii. Poate să fi fost una din bisericile din Ciuruleasa, Cărpinici sau Vârtop. Poate toate, poate încă și mai multe. Biserica din Ciuruleasa e contemporană cu Mihăilă Grita. Cea din Cărpiniși, de aceeași vechime, a fost dărâmată și reconstruită în secolul 20, așa că urmele s-au pierdut. La Vârtop, sat aparținând tot de comuna Roșia Montană, biserica a fost și ea refăcută, rămânând din potențiala ctitorie a lui Grita doar turnul cloponiță construit din piatră, asemănător ca formă și structură celorlalte, zidul de incintă și școala alăturată. La Ardeu, pe drumul ce urcă de la Gioagiu spre Zlata și mai departe la Roșia Montana, amintirea lui Grita s-a pierdut abia de curând. Prin anii 1960, am mers la Deva, trecând pe la Zlarna, pe la Almașul Mare, am ieșit în Valea Gioagiului la Balșa și am coborât, fiind împreună cu inginerul David Nicolae, care era și el un cunoscător a familiei Grita, a oprit mașina și ne-a arătat că pe biserică scria George Grita. Nu scria Mihăilă Grita, scria George Grita. Eu acum câțiva ani am fost la Ardeu, spre dezamăgirea mea, biserica tencuiala exterioară și interioară era dată jos, deci n-am putut să mai găsesc niciun fel de inscripție, turla bisericii refăcută, deci refăcând-o bănuiesc că n-au mai făcut ca cei de la Bucium Cervu, de la Gelma Joseni, să pună inițialele înapoi pe tablă a lui Mihăilă Grita și anul construcției. Se vede că suntem condamnați să uităm ușor. Și pentru că noi o uităm de fiecare dată, istoria își permite luxul de a se repeta. Cu câțiva ani în urmă, Biserica Pogorârii Duhului Sfânt din Roșia Montană a fost revendicată în justiție și recuperată de cultul greco-catolic, restituită așadar comunității care nu a construit-o. Și ea se află sub amenințarea aceleiași distrugeri, fiind ridicată tot pe un munte de aur la poalele masivului Orlea. Ortodoxă sau unită, o biserică zidită pe un munte de aur riscă să fie oricând trecută la pierderi colaterale pe factura oneroasă cu care neamul românesc își plătește aurul. Pentru că nu suntem încă toți gata să ne luăm adio de la istoria noastră,
să ne vindem pe 30 de arginți trecutul și moaștere. Tânărul slujitor al altarului care s-a văzut lipsit prin această restituire de parohia sa din Roșia Montană nu a plecat să caute alta într-un sat mai liniștit. A urmat mai curând exemplul lui Mihailă Grita și după mai bine de două veacuri în Roșia Montană, pe Muntele de Aur, a construit din nou o biserică, biserica unei comunități care nu vrea să moară. A da altarul unei comunități care i s-a furat altarul înseamnă în fond a-L ruga pe Dumnezeu să mai stea o vreme. Ai construit o colibă pe Muntele Taborului pentru a vedea pururea schimbarea Lui la față. Când cineva construiește o biserică, vrea schimbarea la fața semenilor săi și să se umple de această schimbare la față, care nu e altceva decât slava învierii dinainte de înviere. Oamenii ieșiți și izbăviți din străfunduri spre lumină au dat celorlalți lumină. Cred că a construi până la urmă 7 biserici înseamnă mai mult decât a construi 7 locuri pentru 7 taine. Nu cred că s-a oprit de pomană la 7-a biserică și cred că prin harul lui Dumnezeu a trecut în ziua 8-a, aceea învierii. Nenorociții care au călcat în copitele cailor demnitatea românilor din Ardeal, crezând că dacă ne trec confesional dintr-o parte în cealaltă a istoriei, vor face și schimbarea la față a unui popor, ar trebui să învețe de la un miner aurar că adevărata tărie a unui om este să urce muntele, nu să-l dărâme, să caut în măruntaiele lui adevăratele valori, nu să le arunce la roada de gunoi ale istoriei. Șapte biserici, 7 turle care au dăinuit 3 veacuri de istorie, ridicând către cer nădejdea și durerea unui neam, amintirea cuvioasă a unui ctitor pomenit ca o legendă la Mogoș, la Gioagiu, la Bucium, la Ardeu, la Vârtop sau la Ciuruleasa și mai cu seamă la Roșia Montană, cea mereu râvnită, mereu pribeștuită. Aceasta e adevărata dreptate pe care bunul Dumnezeu o face adormitului robului său, Mihailă Grita. Chiar dacă pe mormântul său, pe care l-am găsit ascuns între blocuri, se ridică un garaj, iar pe vechile icoane de patrimoniu, care au primit vreme de veacuri, lacrimile și rugăciunile moților, se așterne colbul indiferenței.